Nu mai pot locui cu soțul. Deci o femeie scrie, nu mai pot locui cu soțul, căsnicia mea începe să se dărâme și din păcate soțul meu nu vede asta și neagă lucrul acesta. A ajuns să facă lucruri care nu mai corespund cu standardele mele și întrece măsura cu foarte multe lucruri. Încerc să lupt, caut să vorbesc cu el, dar se enervează repede și nu vrea pur și simplu să vorbească cu mine. În schimb, el se poartă ca și cum totul ar fi ok între noi și așteaptă să fiu la fel, fără să-mi acorde o șansă de a vorbi și de a explica cât de critică e situația și faptul că mă umilește tot mai mult și nu mă lasă să spun ce simt și eu cu adevărat. Simt că nu mai pot să duc toată această situație. Sunt și însărcinată și mă îngrijorez pentru sarcină, fiindcă stările acestea nu mă fac să mă simt bine, nici fizic, nici psihic. Mă gândesc să îi las un mesaj pe o foaie și pur și simplu să plec de acasă, ca să-l fac să conștientizeze în ce situații suntem și să aștept să văd dacă ia măsuri sau nu. În sens să vină după tine, posibil. Intenția mea nu e să-l părăsesc, ci doar să lupt pentru căsnicia noastră prin a lua măsuri într-un fel sau altul. Dar aș vrea un sfat înainte să fac asta. Mulțumesc frumos! Bine este că ai cerut sfatul. Bine este că ai cerut sfatul. Nu este o soluție bună ceea ce vrei să faci. De altfel, au încercat unii să facă așa și asta a dus și mai mult la ruinarea căsătoriei și s-au ales cu surcele din căsătoria lor. Nu a mai fost, nu a mers bine, nu este o soluție bine. Caută tu să vorbești liniștită cu el, nu aprins. Că dacă vorbești aprins, nu te poate auzi. Vorbește liniștit, caută să vorbești liniștit, să-i explici liniștit, să-i comunici liniștit, caută felul în care poți să-i comunici lui și el să te audă. Pentru că dacă totdeauna strigi, dacă totdeauna mofturi, totdeauna lacrimi, plânsete, supărări și așa mai departe, trântitul ușii, trântitul lucrurilor, toate este întorsul spatelui, nu vorbești, nu-l vezi, nu vrei să comunici, toate astea nu ajută la nimic, nu poți rezolva situația așa. De aceea nu fă asta. Caută să vorbești liniștit, nu aprins. Și atunci el te va auzi. Dar fii și tu gata să asculți. Că s-ar putea întâmpla tu să ai plângerile tale, pretențiile tale, supărările tale și toată viața încerci încerci continuu să-i comunici supărările tale și de fapt tu nu-l asculți pe el. Ai grijă, fii gata, fii foarte bine pregătită să-l asculți pe el, ce ți va spune el, să înțelegi și tu ce ți va spune el. Și trebuie să-i arăți respectul cuvenit. Arată-i respectul ca și soț. Acolo unde spune femeia să se teamă de bărbat, înseamnă să-i arate un respect profund, reverență. Să te porți frumos cu tot respectul față de soțul tău. Atunci îl vei câștiga. Deci dacă ești însărcinată, aceasta nu te eliberează de responsabilitățile tale de soție. Nu înseamnă că acum poți face ce vrei, poți vorbi cum vrei, te poți purta cum vrei sau cum. Nu, nici de cum. Și însărcinată fiind, rămâi la responsabilitățile tale de soție, la rolul tău de soție, inclusiv și la rolul acesta să te temi de bărbat, să-i arăți respect, să-i arăți respectul lui. Hai să vedem ce spune Scriptura. Iată la 1 Petru, capitolul 3, zice așa. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să presupunem că soțul tău e așa, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, auzi? Curat și în temere, el să vadă asta. Temerea asta înseamnă respect. Deci, fel de trai curat, în temere. Podoaba voastră să nu fie podoabă de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de sculii de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curățenie peritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Auzi, un duh blând și liniștit. Asta vrea Dumnezeu, blând, un duh blând și liniștit. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Auzi, uite, ți-o dai exemplu pe Sara, cum se purta. Acum știu, lucrul ăsta a devenit străin pentru lumea noastră. Unde mai vezi în lumea noastră? Foarte rar vezi femei care
arată respectul acesta față de soții lor, se poartă cu respectul ăsta, vezi respectul în toată purtarea ei. Dar așa învață Scriptura, că trebuie să fie. Zice, fiicii ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Așa trebuie să te porți cu soțul. Așa învață Scriptura. Și apropo, mai atrag o dată atenția aici, spune, fiți supuse și bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, vezi, nici măcar nu spune aici, pentru că unele femei ar zice, da, eu mă voi purta așa, dacă și el. Nu, 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 uite aici, îți spune, așa să te porți cu bărbații care nu ascultă de cuvânt. Să te porți cu bărbatul așa cum trebuie, să-ți îndeplinești rolul tău. Poartă-te cu blândețe, cu tot respectul, un duh blând, un duh liniștit, nu toată ziua cu supărări, nu toată ziua cu mofturi, nu toată ziua cu ghionturi, nu toată ziua cu lucruri de astea care pur și simplu îl fac pe un om să nu mai vrea să mai vină la casa lui, dacă tot într-așa atmosferă, într-o fiecare dată. Ea creează atmosfera care spune aici, fel de trai curat, în temere, duh blând și liniștit. Deci asta este un lucru care împodobește, o podoabă care îi place lui Dumnezeu și îi place oricărui om, oricui îi place să stea într-o astfel de atmosferă, să vină într-o atmosferă unde soția este blândă, liniștită, cu minte, cu tot respectul, se poartă, arată tot respectul în toate lucrurile, atunci va fi cu totul altceva. Deci dacă poartă-te așa, vorbește înțelept și cred că va lua aminte. Dacă chiar și așa nu poate să ai să-i comunici ceva și el nu te aude, nu poate, nu găsești soluția aceasta, dar eu cred că conduc blând și liniștit, vei găsi soluția, vei găsi cum să-i comunici, dacă îi vei vorbi cu tot respectul, dacă îl vei asculta și pe el, eu cred că vei găsi cum să-i comunici așa ca el să te audă. Și iată asta am vrut să zic, și dacă nu reușești să vorbești cu el, atunci apelează și la păstor. Dacă nu reușești nicicum să rezolvați situația aceasta, apelează la păstor. Nu știu dacă aveți nași de cununii, dar dacă aveți nași de cununii, asta este rolul lor. Oamenii când își iau nași trebuie să se gândească la aceea, că ăștia să le fie mentorii lor în viața de familie, ca să-i ajute să-și zidească o familie. Și dacă aveți nași, atunci apelați la ei ca să vă ajute ei, poate în prezența lor, să aveți discuția asta, să prezentați, și sper că aveți niște oameni maturi care cunosc Scripturile și vor putea să... care vor putea să vă dea un răspuns bun, sfat bun, să vă sfătuiască bine. Dar cred eu că păstorul cel mai bine vă va sfătui, dacă așa și nu reușiți. Deci nu plecatul de acasă. Discuția, o purtare frumoasă, verific întâi purtarea, să vezi dacă toată purtarea este potrivit cu Scripturile, vezi dacă ai făcut tot ce poți ca să-i comunici bine, conduc blând și liniștit, și dacă nu reușești, apelează la păstor, ca să te ajute, să vă ajute în discuția aceasta, să fie cu voi, să vă ajute să aveți discuția aceasta. Și încă o dată zic, fii foarte bine pregătită și fii gata să asculți tot ce îți va spune soțul, că el tot cred că are ceva să-ți spună, și eu cam din spiritul scrisorii acestea îmi dau seama că nu a fost el auzit și nu l-auzi niciodată când vrea să-ți spună. Fii foarte atentă să auzi bine ce are și el să-ți comunice și să recunoști acolo unde el va avea dreptate, fii gata să recunoști că așa se rezolvă un conflict. Dacă nu ești gata să recunoști, atunci conflictul nu se va rezolva nicicum. Mă adresez și la bărbații care sunt în situația aceasta, care au astfel de soții și care nu pot nicicum să comunice, supărăcioase, care sunt cu gândul să plece de acasă sau nu te ies cheva când celălalt vrea să vorbească cu tine și nu te facă plouă și schimbi subiectul. Nu, așa nu se rezolvă un conflict. Așa când pur și simplu începe a vorbi, parcă n-a fost nimic, nu ți-ai cerut iertare, n-ai discutat nimic, iar revii din nou la situația asta și cu mai mare intensitate. Nu fă așa, discută. Discută, fii gata să discuți, ascultă, ascultă foarte atent, fii gata să te schimbi, ascultă foarte atent ce spune celălalt, ce vrea el să spună, fii gata să-l asculți, să-l înțelegi, nu te grăbi să ai cu argumente, nu, că nici nu-l asculți până la urmă și să ai cu argumente, nu e adevărat că tu ești așa, tu ești așa, și... nu, cu asta nu câștigi nimic, ascultă-l atent și apoi, fii gata să recunoști acolo unde nu ai dreptate. Foarte mult vă recomand ca să faceți un studiu biblic împreună. Iată, noi avem cursul acesta excepțional. Cum se zidește o căsătorie trainică. Cursul puteți găsi și la noi pe canal. Dacă veți trimite un mesaj la adresa de e-mail care am indicat-o aici,
veți primi cartea aceasta, vă vom comunica cum puteți face rost de cartea aceasta și așa veți învăța, vă veți cunoaște rolul fiecare, veți învăța. Apropo, în cursul acela este o lecție aparte dedicată comunicării, să învățați cum să comunicați, exact ceea ce nu vă reușește vouă acum.